Teatrul dramaturgilor români, sigur, include această posesiune a dramaturgilor asupra teatrului. Este un vis și un deziderat al dramaturgilor români de a avea un teatru propriu. Și, practic, această posesiune a dramaturgilor asupra teatrului trebuie să fie benefică tot pentru spectator. Deci, spectatorul român trebuie să aibă acces la dramaturgia națională, contemporană, dar și, desigur, spectatorii care vin din alte spații culturale, pentru că spectacolele noastre sunt toate subtitrate în limba engleză, este foarte important să existe și această dimensiune de export cultural a dramaturgiei. Toate piesele care se joacă la acest teatru sunt piese de teatru, adică nu sunt adaptări, sunt numai piese ale unor autori cunoscuți, afirmați ca dramaturgi, puse în scenă ca atare, astfel încât, într-adevăr, spectatorul să aibă acces la dramaturgie și nu la alte genuri puse în scenă pentru a deveni ceea ce nu a fost niciodată, adică texte dramatice. Textele noastre sunt chiar texte dramatice. Teatrul fără actori e film. În spațiul cultural românesc, în primul rând, sunt foarte puține teatre. Vorbeam cu colegul meu, regizorul Felix Alexa, care va monta la Teatrul Dramaturgilor Români o piesă de Matei Vișniec și spunea, pe bună dreptate, că în București sunt jenant de puține teatre. Încă un teatru în plus și încă mai multe teatre în plus nu ar strica deloc acestui peisaj. Se joacă și dramaturgie românească sau, mă rog, texte care pornesc de la opere literare românești. E adevărat, se mai joacă, dar îndată ce s-a deschis Teatrul Dramaturgilor Români, am avut efectiv o năvală, o extremă aglomerație a confraților consacrați, mai tineri, unii dintre ei nedebutați, care au venit să propună textele lor. După cum au venit regizori și actori să propună texte dramatice contemporane. Deci, prin faptul că au fost efectiv asaltați de asemenea proiecte, am căpătat convingerea că există un loc pentru acest teatru și încă e prea puțin. Noi avem în prezent două scene, jucăm pe ambele, dar tot nu este destul pentru câtă dramaturgie românească, pe de o parte așteaptă însertare, pe de altă parte chiar se scrie sub ochii noștri. Deci nu am nicio îndoială asupra utilității Teatrului Dramaturgilor Români și asupra ocupării, ca să zic așa, stagiunilor lui mulți, mulți ani de acum. Putem face o medie și spune că în ultimele 12 luni au fost 12 spectacole noi. Cel de-al 13-lea, cum spuneam, o piesă de Matei Vișniec, va fi montată de Felix Alexa, dar va avea premiera oficială abia în stagiunea următoare. Problema nu este atât de a monta aceste piese, cât de a găsi un timp de reprezentare. Având în vedere că și condiția noastră de teatru de proiecte presupune adunarea unor actori din mai multe zone, din mai multe teatre chiar, astfel încât programarea spectacolelor e destul de dificilă. Să programezi într-o lună 12 spectacole, măcar o dată fiecare, iată o provocare. Când numărul acestor spectacole va crește și va crește fără îndoială, atunci chiar s-ar vedea necesară ieșirea și în alte spații și pe alte scene decât cele două pe care le avem, cele două sunt pe care le avem în acest moment. În toamnă și în stagiunea viitoare, pentru că ați vorbit despre asta, vom avea cel puțin încă 3 spectacole noi până la sfârșitul anului curent, 2018, urmând ca în 2019 să avem în continuare alte spectacole ale altor dramaturgi români, deocamdată
îi luăm pe rând, ca să spunem așa, fiecăruia să-i vină rândul. Sunt multe nume mari ale dramaturgiei românești. Citez într-o ordine care îmi vine acum în minte, nu neapărat a importanței. Îi citez așadar pe Marin Sorescu, Dere Popescu, Teodor Mazilu, dar și mai tinerii și aflați încă în viață autori dramatici, Sebastian Ungurean, Olga Delia Matescu, Radu Hergeu și mai sunt încă și alții, care au, fără îndoială, îndreptățire să fie pe scenele noastre. Iată, Radu F. Alexandru, Dinu Grigorescu, Mircea Meionescu, autori care sunt în deplină activitate, îmi amintesc acum și de Eugen Șerbănescu, de Emil Mladic. Sunt foarte, foarte mulți autori dramatici care merită cel puțin șansa unui experiment pe scena Teatrului Dramaturgilor Români. Deci vom avea în continuare foarte mult de lucru și cu montarea, dar și cu programarea tuturor acestor spectacole. Este unul dintre mai puținele teatre de proiecte. Deci noi avem și avantajul, dar și dezavantajul de a nu avea o trupă fixă și nici regizori angajați, astfel încât pentru fiecare proiect, regizorul care în fond este comandantul corabiei, aduce, își strânge echipajul care se reunește pentru respectiva piesă și apoi spectatorii nu sunt obligați ca dacă vin din nou la teatru să mai vadă aceleași figuri, ele sunt noi. Acesta e un avantaj. Bineînțeles, există și dezavantajul că actorii cu notorietate fiind destul de ocupați, îi adunăm mai greu. Aici e mai dificil să armonizăm programul, mai ales dacă distribuțiile sunt mari, să armonizăm programul unor trupe numeroase și să se adune pentru a fi pe scenă, pentru a fi împreună măcar câteva săptămâni în perioada de repetiții. Totuși, până acum, cu prețul unor eforturi, în special ale colegilor mele din compartimentul de organizare, lucrurile au stat bine. Deci, practic, am reușit ca spectacolele, toate spectacolele pe care le avem în repertoriu, destul de multe, să fie programate într-un ritm firesc. Regretatul Ion Băieșu a trăit până aproape de zilele noastre, iar piesele lui se țin încă foarte bine. Deci faptul că Băieșu face să-l pline e un lucru îmbucurător. Ion Băieșu apare la noi cu autorie în sală și mai apare cu o jumătate de spectacol, un text de teatru scurt, în cupe cu un altul, de asemenea scurt, al lui Dan Tărchilă. Deci eu cred că Băieșu, că Naghiu, că Dolphy Solomon sunt autori care nu sunt datați. Este și cazul celor pe care i-am amintit mai devreme, Mazilu, Dere Popescu, Marin Sorescu. Există o permanență a textelor lor și așa cum unii autori interbelici, nu neapărat niște dramaturgi complet eminenți, dar care într-un plan secund al lui Camil Petrescu sau Lucian Blaga au ocupat totuși și ocupă încă peisajul teatral românesc. Să zicem, Chirițescu, Tudor Mușatescu, Victor Ion Popa încă mai spun ceva publicului și pot face să-l pline. Cred că cu atât mai mult niște dramaturgi care au trăit până de unăzi pot să intereseze publicul. În ceea ce privește pe Shakespeare, eu am tradus destule piese, acum mă aflu la a 12-a încercare, cu zadarnicele chinuri ale iubirii. Este clar că între toți dramaturgii europeni din toate timpurile și între toți dramaturgii lumii, Shakespeare ocupă locul de frunte. Nu se pune aici problema unei concurențe, în sensul de a stabili niște ierarhii valorice, pentru că ele sunt, după părerea mea, foarte clare. Important este că în teatru, ca în orice alt domeniu al manifestării artistice, este loc pentru toți. Există momente
în care, sigur, spiritul se îndreaptă către valori monumentale, precum ar fi Shakespeare sau Chekhov sau Ibsen, după cum există și un răstimp al unor alte tipuri de reflexie, unor amuzamente, nu neapărat facile, al unor situări în lumea contemporană, lucru pe care, deși Shakespeare spune că e contemporanul nostru, nu putem afirma întotdeauna că lumea lui ne este chiar atât de apropiată, de familiară. Deci, cred că întotdeauna în teatru a fost loc pentru clasicitate, pornind de la antici greci și romani, până la cea mai strictă contemporaneitate. De fapt, în asta constă miracolul teatrului, printre altele, în extrema lui varietate și capacitatea de a se oferi mereu și mereu schimbat spectatorilor. În conformitate cu regulamentul de funcționare al teatrului, acesta se referă la dramaturgia românească de după cel de-al doilea război mondial. De aceea, chiar dacă și Camil Petrescu a mai intrat puțin în epocă, el nu e prezent și nu va fi prezent în repertoriul nostru. Desigur, nici Caragiale, nici Alexandrii, dar nici, să zicem, George Ciprian sau chiar Tudor Mușatescu, să spunem, deși el a trăit mai mult, au intrat puțin în perioada postbelică, însă interesul nostru se referă în primul rând la dramaturgi care și-au făcut debutul după cel de-al doilea război mondial. Să zicem, Eugen Ionescu ar fi cam primul dintre cei care ar putea fi luați în seamă. Un alt nume pe care nu l-am menționat până acum și de care indiscutabil va trebui să ne ocupăm cândva este cel lui Gelu Naum, un mare precursor al dramaturgiei absurde, în paralel, desigur, cu și pe alte meridiane decât Eugen Ionescu. Mulți dintre autorii care se află în viață, chiar cei aflați la o vârstă de mijloc, cum ar fi cei generației mele, validarea s-a făcut. Deci, practic, ei sunt parte a istoriilor literaturii române contemporane, apar în dicționarul general al literaturii române. Nu cred că mai constituie o problemă de validare prin o reprezentație piese de Matei Vișniec sau Vlad Zografi sau Radu Macrinici. Ba chiar mai tinerii, să zicem, Mihai Ignat, Ștefan Caraman, sunt autori intrați și în conștiința publicului, dar mai ales în conștiința lumii teatrale, astfel încât am primit oferte de la regizor de a monta anumite textele acestor autori sau chiar mai apropiați de zilele noastre. Sunt autorii relativ tineri, care sunt deja cunoscuți și au girul criticii, dar și al scenei, autor jucați. Și atunci, practic, noi avem de unde alege. Desigur, am avut și surprize. Am avut concursul Unirea în destin individual, un concurs de dramaturgie, la care, deși au participat și autori consacrați, în final, plicurile erau închise, nu aveam cum să știm ce e acolo, în final, când s-au deschis plicurile cu lucrările nominalizate, am avut surpriza de a vedea că în selecția finală, în nominalizări, sunt doi debutanți. Unul dintre ei, Alina Sureșan, a câștigat premiul întâi cu o piesă intitulată Margot. Celălalt autor, desigur, a ocupat locul al doilea, dar piesa lui rămâne în vederile teatrului. Așa încât avem încredere, am fost chiar bucuros de această întâmplare, care ne certifică faptul că se scrie dramaturgie bună și că, iată, debutanții nou apăruți, oameni în jur de 30 de ani,
pot să concureze cu valorile consacrate. E foarte bine să avem concursul la care piesele chiar se joace. Din păcate, multe dintre textele care sunt premiate la diferite concursuri nu ajung în final pe scenă sau ajung, dar într-un regim oarecum secund. În fond, ăsta e scopul teatrului dramaturgilor față de alte teatre. De a juca dramaturgia românească contemporană chiar în cele mai bune condiții, adică cu mari regizori, au montat aici Hausrath, Victor Ioan Frunz acum, urmează Felix Alexa, dar și alți actori regizori de notorietate, Dan Tudor, Radu Gheorghe, Marius Bodochin, deci de a oferi cele mai bune, efectiv, condiții scenografice, regizorale și, nu în ultimul rând, bugetare, pentru ca textele acestea să fie jucate cum trebuie și să ajungă la spectator în cea mai bună condiție a lor pentru a fi apreciate. Cele două sări, Iosif Naghiu, pe care o împărțim cu Muzeul Național al Literaturii Române și Ion Băieșu, cea aflată la etajul 3, sunt sări foarte bine dotate tehnic. Desigur, și aici totdeauna e loc de mai bine. Facem în continuare eforturi și investiții pentru a avea chiar tot ceea ce ne trebuie. Dar chiar dacă ne-am confruntat cu piese mai grele, cu decoruri mai complicate, cu proiecții video și alte mijloace moderne de reprezentare, nu am avut dificultăți. Dimpotrivă, întâlnirile au ieșit spectaculoase, vii și chiar dotările ne-au ajutat. E sigur avantajul celui care vine din urmă. Noi nu am moștenit nimic, tot ceea ce achiziționăm este nou, e de ultimă generație. În ceea ce privește reprezentările multimedia pe scenă, fiecare regizor, fiecare creator își alege acele modalități care îl servesc mai bine. Avem scene cu decor minimal, unde accentul cade pe costum și mișcare, după cum există spectacole care sunt preponderent muzicale, putem califica de spectacole muzicale, precum este cel montat de Mircea Tiberian, care este un muzician mai degrabă decât un regizor, după texte de Savian Stănescu. În alte spectacole, însă, intervine într-adevăr elementul video și există o interferență între plastica actorului, corpului actorului și reprezentarea bidimensională proiectată. Dar, în orice caz, important este efectul, adică, indiferent ce mijloace se folosesc, mai tradiționale sau mai spectaculoase din zona filmului, important este să transmită textul, în primul rând, deci intenția autorului, căci și despre asta vorbim la Teatrul Dramaturgilor. În prezent, teatrul funcționează în clădirea care este la rândul ei închiriată de Muzeul Național al Literaturii Române. Împărțim spații comune, dar avem și un etaj doar al teatrului. Important este că avem o cooperare excelentă, că întâmplător directorul Muzeului Literaturii Române, domnul Ioan Cristescu, este vechi prieten de mai bine de 30, îl cunosc de mai bine de 30 de ani, dinainte de 1989, că avem multe puncte de vedere comune, aparținem aceleiași generații literare, așa încât legăturile se fac firesc. Ne ajutăm reciproc, desigur, muzeul are o experiență cu mult mai vastă, noi suntem încă în copilăria existenței noastre, dar am resimțit întotdeauna ca pe un ajutor și ca pe o colaborare benefică această vecinătate foarte strânsă, chiar cu abitare, să spunem, cu Muzeul Literaturii Române.
siguranță, în primul rând, acesta este un punct foarte tare, siguranța pe care o dă subvenția bugetară din partea Consiliului General al Capitalei, de sprijinul primăriei generale, care este un aspect foarte confortabil. Ar fi fost foarte greu să trebuiască să ne întreținem pe baza unor încasări, atunci ar trebui să facem concesii importante, atât în zona gustului artistic, cât și în cea a limitării mijloacelor de reprezentare, recuzită, scenografie, proiecții și așa mai departe, tot ceea ce vorbeam. Așadar, condiția de teatru subvenționat este extrem de importantă și dramaturgia românească merită, fără îndoială, această subvenție, neînsemnată de altfel pentru bugetul general al capitalei. Reprezintă doar 3,2% din acest buget. Totuși, este foarte important a cheltui acești bani, nu foarte mulți, cu viziune, este un lucru meritoriu pentru actualul Consiliu General și pentru primarul general care ne-a ajutat. Puncte slabe, sigur, stau în greutățile oricărui început, în faptul că funcționăm doar de un an, că publicul n-a învățat încă foarte bine cărarea către porțile teatrului nostru, că deocamdată există la nivelul lumii artistice chiar o anumită reticență față de teatrul dramaturgilor români, dar ele pot fi surmontate, desigur, și cu răbdare. Nimic nu se poate construi chiar peste noapte, deși entuziasmul echipei noastre este mare. Și avem și un sprijin apreciabil. Trebuie să existe și acest element al răbdării, al consolidării, să decantăm programele, să încercăm să creștem și valoarea spectacolelor, dar și cota regizorilor și actorilor care vin aici. A început, sigur, și ca o improvizație, și aceasta s-a simțit. Persoanele care lucrează în teatru au mai lucrat sau nu într-o astfel de instituție, deci există o anumită lipsă de experiență, care poate fi un punct mai slab. Eu însumi sunt pentru prima dată într-o astfel de poziție de director de teatru, chiar dacă am condus instituții culturale în domeniul literar, în domeniul presei, în domeniul teatrului, am o experiență limitată, chiar dacă am fost 10 ani secretar literar la un teatru profesionist. Dar am, la rândul meu, multe de învățat. Într-un fel, acesta este un punct slab, dar este și un punct tare, pentru că există deschiderea către nou a omului care vine din afară și vrea să redescopere, fără prejudecăți, fără conservatorisme, această lume. Un punct indiscutabil tare este media de vârstă mică a echipei. Avem în teatru foarte mulți oameni tineri și chiar dacă am lucrat și cu regizori cu experiență, n-am ocolit debutanții. La fel în cazul actorilor. Mulți actori care sunt chiar încă studenți sunt pe scena Teatrului Dramaturgilor României, au șansa să joace însă alături de actori cu experiență și să se formeze. Acesta este un lucru, un punct pozitiv. Apoi, sigur, la vulnerabilitate intră mijloacele mai puțin extinse de a ne face reclamă. Faptul de a avea toate spectacolele subtitrate este, cred eu, un atu. E favorabil și la sediu, dacă vin spectatori. Și au venit destui spectatori străini, dar mai ales în turnee, pe care dorim să le întreprindem. În actuala stagiune, de fapt, putem vorbi chiar de sfârșitul celei precedente, când au avut loc primele spectacole ale teatrului nostru. Avem un repertoriu echilibrat, care cuprinde și comedii și drame, care cuprinde și texte cu
o importantă componentă muzicală, dar și piese cu text vorbit fără muzică. Sunt autori cam din toate generațiile postbelice, unii dintre ei dispăruți. Deci eu cred că fiecare piesă are punctele sale de atracție, punctele sale tari și chiar dacă unele spectacole și prin faptul că s-au jucat mai mult, au fost mai impunătoare, de exemplu Balul Cimitirului de Alexander Holzwater după un text de George Astaroș, toate spectacolele Teatrului Dramaturgilor Români pot să fie prezentate cu succes și chiar au fost prezentate cu succes. Unele au trecut prin momente mai slabe, în care numărul spectatorilor a scăzut, pentru ca după aceea să crească brusc și să rămână la cote înalte. Aici e și imprevizibilul care marchează orice manifestare de acest fel. Dar în stagiunea viitoare vom avea și mă bucur foarte mult că în stagiunea viitoare vom avea și acei regizori marcanți care au pus în actuala stagiune și care vor să revină. Și au rezervat deja loc, să spunem așa, în stagiunea viitoare și Alexander Holzwater, Victor Ioan Frunză, Felix Alexa. Vom avea și regizori tineri, Alexandru Nord, de exemplu, unul dintre ei. Vor fi texte, deocamdată avem așa o previziune, de Marin Sorescu, de Repopescu, dintre autorii intrați deja într-o anumită clasicitate, până la autori mai tineri, ca Radu Hergeu, de exemplu, ca tânăra debutantă Alina Suărășan, care a câștigat unul dintre concursuri, așa încât vom merge pe diversitate. Poate că nu o să mai avem chiar o premieră pe lună, pentru că spectacolele după aceea se dovedesc mai greu de programat, dar în orice caz estimez că va fi un număr important de spectacole și vom căuta să le facem loc și să ieșim și către alte spații, să depășim cadrul acestei clădiri și a celor două scene. Mi s-a propus, chiar promis, aș putea spune, o sală, e adevărat destul de mică, dar bine plasată în centrul vechi, pe strada Lipscani. Acolo e încă de amenajat, dar aș dori să mergem și în săli mai mari, ale altor teatre sau ale unor instituții care dețin asemenea sări, pentru ca un public cât mai larg să se